There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Vreau să arăt. Începem un vlog. Nu știu câte zile. Vreau să arăt ocupația ta din ultimul timp. Brățări. Azi este luni, 24 iunie. Și azi o să sărbătorim pe Ioana. Azi este Sfântul Ion pe vară. Și eu fac o negresă pentru că diseară mergem la plajă. Cu niște prietene. Cu prietene, da. Sărbătorim așa ziua pe plajă și fac o negresă. Și vreau să bag la cuptor. Ca apoi am depus dulceața sau gemul de cireșe în borcane. Și să fac și limonada. Mulți ani trăiască la mulți ani să-mi trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani. Cine să trăiască? Cine să trăiască la mulți ani? Ioana să trăiască. Ioana să trăiască la mulți ani. Bravo! Țiulă! Fua, așa tare, tare. De să nu arunci în apă. Am fost și le-am luat o pizza la fete. Suntem aici la Reina, din zona asta de food. Cam departe de plajă. Pentru că noi suntem exact acolo la malul Mării, la apă. Dar mă duc să... Au făcut-o repede, 10 minute, ceea ce este ok. Că mă gândeam să comandăm de undeva, dar unde comandăm până vine, nu știu ce. Și am luat-o de aici. Mă bucur că au. Să vedem dacă le și place. Am făcut și limonadă. Bună. Așa arată pizza. Trebuie ca o colegă ei să duc în apă și să duc pe acolo, pe la Salvamar. Că nu sunt alge în porțiunea aia. Iris e aici. Și stăm aici pe plajă până când se întunecă. E, îmi place acum că s-a eliberat destul de mult, a plecat lumea acasă și am rămas noi și stăm așa până când apune soarele de tot. Nu-și fată. Ia arată. Ce închetată oare? Bun job? Da. Lasă rochea, Firis! Ce faci, Firis, cu aia? Îți place, Filip?
da? Încă frige. Mai lasă-l că frige. Și aici pentru fete. Salutare! Azi este joi, 27 iulie. Noi suntem în vacanța de vară. Este vacanța de vară a copiilor. Și pentru că eu dispun de timp în perioada aceasta, am decis să venim la curte la verișorii noștri, la neamuri. Ne-au invitat, să știți, nu ne-au auto-invitat, în fine. Și suntem de ieri și suntem la curte și sunt cu 4 copii acasă. Da, și știți că noi avem piscina asta, de anul trecut sau de acum de ea, nu mai țin minte, o aveam la Cuza, am adus-o ca să o punem aici pentru că ei nu aveau piscină. Și am adus-o și acum chinui să o încarc sau măcar să pun mai mult de jumate în ea, pentru că furtunul nu este funcțional și atunci car culeg iarnă. Dar nu mă las, pentru că asta este bucuria copiilor și cum vă ziceam, este vacanța lor, iar pentru că eu tot dispun de timpul ăsta, mă dedic lor. Săptămâna asta și săptămâna viitoare sunt numai pentru ei. Pleca pe pernă, hai. Filip, vin pat? De ce? Zi de ce? Ce zic cu Andreea că faci? Ce să-i zic? Păi de-aia să stai în pat până o ador pe Iris, să mă ajuți. Bă, ne păzești de acolo? Să nu mă Azi e vineri, am ieșit cu ei în parc aici, la locul de joacă, de fapt, mai mult. Loc de joacă nou, fai de mine. Deci, erau stat puțin la piscină, nu este, este mai mult umbră unde am pus-o. Dar ăștia mici, mai ales Iris, numai cu mâinile în piscină și s-ar fi băgat și cu picioarele. Și aici, uite, numai în apă asta. Noroc e vară și se usucă repede. Cam așa este vara noastră. Haide! Hai, Filip, te sui și tu? Să vă învârtiți? Gata, stați în echilibru, vezi? Ia uitați-vă la mine să fac o poză. Vrei să mergem la Sinaia, mă, cu tine? Vrei să mergem cu voi?
Măi! Asta e a mea, a mea și a Eva. Păi împărțiți-o! Deci ce-a fost piscina? Așa, așa, așa. Da, acum spală mașina. Epic, să epic pe tine. Ia uite. Trebuie să golesc apa din piscină. Mai bine, dar nu se poate. Oricum trebuia spălată că am avut-o aici. Și aici, uite ce murdare. I-am dat-o cu soluții. Stai să șterg cu buretele, mami, puțin, da? Să mă șterg cu cif. Nu pe tine! Da. Bine că nu Iris, ea stătea în piscină, o să luam eu cu Ligianu și o dădeam pe mașină. Mă duc în cealaltă parte. Du-te, du-te. Deci, stai să explicăm la video. Filip de la Eva, Eva de la mine. Haideți! Acțiune! Acțiune! Din apă! Salutare! Azi este sâmbătă, 29 iunie și mergem la Brico. Mergem la Brico Depot ca să luăm balansoar și mai multe chestii. Busuiași pe listă. Vrem să amenajăm grădina. O parte din terasă undeva la Cuza să stăm. Și mi-am făcut eu o listă. Să vedem ce găsim. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a deal. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Eu pe lista am așa, balansoar, plasă de umbră, ghirlande solară, covor verde și sistem de prindere. Și până acum am găsit decât balansoar, care este acesta, așa, la 299. E la cea mai simplă variantă. Și, ce? Nu e mă că ține. Stai să bagi mașină. Dăm copii afară. Hai că vedem cum. Și mergem la Dedeman ca să găsesc sistemul de prindere. Pentru hamac. Ăsta la 74, 75. Plecăm de la Dedeman și am luat mocheta din asta de exterior. O să vedeți în clipul următor, probabil, cum amenajăm. Am luat și sistem de asta de prindere și lanț. Pe asta am dat 180 ceva, o să vă pun pe ecran. Am dat metrul ăsta, a fost 20 metru pătrat, 20 de lei. Și avem 4 pe 1,60, că atâta mai era bucata. Și mergem și la Vivo, mai exact la Pepco, să văd dacă găsim ghirlandă, dacă mai găsim. Am luat eu mai de mult pentru cineva. Și să vedem dacă mai găsim acum. Nu am găsit ghirlandă solară la Pepco. Între timp a trebuit să dau o comandă la Shane și atunci m-am organizat și am dat și ghirlanda comandă pe Shane și această plasă de umbrire. Eu am luat-o 1,5 pe 2. Am luat-o pe verde. Oricum eu o să o pun sub o vie atunci și m-am gândit că merge verde. Deși eu în cap aveam una pe alb pentru că am văzut la zoom și mi-a plăcut mult.
pe alb, însă am zis că momentan nu este cazul, pentru că nu am un spațiu atât de mare și de frumos unde să pun, așa că m-am oprit la cea verde. Vă doresc să aveți o vară frumoasă și răcoroasă și plină de experiențe frumoase. Astăzi este deja ultima zi din luna iunie, nici nu știu când a trecut. Deja ne-am organizat pentru prima jumătate a lunii iulie cu ce avem de făcut. Vă mulțumesc pentru vizionare și că sunteți alături de noi. Toate cele bune vă doresc. V-am pupat!